În urma incidentului din comuna Vlădești, unde o fetiță de 5 ani a ajuns în cursul zilei de marți la unitatea de primiri urgențe din Câmpul Lung, iar apoi a fost transportată de către un elicopter SMURD în stare de inconștiență la un spital din București, la doar câteva ore și fratele micuței, acesta cu un an mai mare, a ajuns la spitalul municipal tot în stare gravă. De aici, medicii de la secția de pediatrie au cerut din nou sprijinul unui elicopter SMURD pentru ca și cel de-al doilea copil să fie transportat la București. 2, 3, 5. Atenție la cap, rog. Gata, copii, ești în depăcație. O să vă rog să stați undeva în lateral, dacă e, da? În lateral nu... Momentan nu se știe clar cum au ajuns micuții să consume acele substanțe, însă medicii din București au reușit să îi salveze, iar acum starea lor este stabilă.